Vor să dea mai multă culoare orașului. Mai mulți tineri ai unei organizații non-guvernamentale au lansat un proiect care va transforma Chișinăul într-o capitală colorată și originală. Astfel, aceștia își propun ca să reamenajeze unele locuri arhitecturale istorice, dar și să schimbe la față stațiile de așteptare a troleibuzelor. Un proiect care va promova și va susține locurile și lucrurile frumoase din oraș, un proiect ce va promova capitala ca destinație turistică națională, posibil și internațională, și un proiect care va amenaja locuri creative în oraș. Primele locuri care sunt în așteptare pentru a fi renovate sunt scoarul Hotelului Național și scările Havuz de la rotonda de la Parcul Valea Morilor. Iar pentru a scoate la iveală cele mai frumoase peisaje, elemente arhitecturale și evenimente din Chișinău, tinerii au organizat și un concurs pe social media. Pentru a deveni participant acest concurs este suficient să faci o poză în Chișinău sau o încarci pe Instagram cu hashtagul orașul meu. Un jur format din fotografi și instagrameri vor alege 3 din cele 6 poze câștigătoare care vor ajunge pe stațiile din capitală. Celelalte 3 poze vor fi alese chiar de simpli user. Concursul va dura începând de astăzi până în data de 21 ianuarie, iar în ziua următoare la stațiile de așteptare vor fi instalate pozele câștigătoare. Următoarea etapă a proiectului este lansarea propriu-zisă a site-ului, unde vor fi publicate galerii cu cele mai bune poze de pe Instagram, istoricul edificiilor vechi din Chișinău, ghid online pentru turiști și localnici care le-ar sugera diferite tururi prin capitală. Bugetul proiectului este de 5.000 de lei. Banii sunt alocați de către Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor din Chișinău.